avut să, data trecută așa de bună partidă. Am reușit să prind așa de mulți. În total am reușit să prind cam 5 crabi. Și așa am decis ca să vin pe balta principală, balta cea mai mare. Aici media de crabi e în jur de la 3-4 kg, comparație cu ceilalți care erau în jur de jumătate de kg, 1 kg. Tot așa în colț, am ales, cum se vede aici în față, e un copac. Tot același tactică, ridic las jos, încerc să pescuiesc cât mai aproape de copac. Și dacă o să prindem ceva, cel puțin o să fie aici de cel puțin 3-4 kg, pentru că sunt mai mari aici. Și să prind nimica. Ăștia micuți, peștișori micuți, tot trăgeau de pâine tot timpul și m-am săturat ca să tot pun pâine și am pus niște peștișori și am reușit să prind primul crab. După cum se vede, trage ca lumea. Nervos băiatul. Să se obosească. Am elastic foarte, foarte subțire. Practic ce vreau când îl agăț, nu vreau ca să se zbată, să facă un fal, nimic. Vreau ca să iasă afară de exact unde pescuiesc eu și ca să poată să se zbată după aia. Ce fac acum? L-am agățat și l-am adus afară de lângă tufele alea. Și acum se zbate aici. Ce diferență au făcut că am schimbat de la pâine la viermișor. Și tot am văzut că tufele alea acolo se tot mișcau, tot am dat lângă ele, nici cum nu s-a întâmplat nimic. Zici că iarna e, că e apa rece, nu prea au forță, dar au forță, nu e problema cu ei. Țin bățul la nivelul apei, în caz de se rupe ceva, că ăsta e elastic. Să nu se vină către mine să-mi rupă bățul. Hai mă. Vezi cum ridic, se vede unde e deja, e întins. E întins aproape pe lângă tufele alea. Cum am ridicat un pic mai sus, cum începe să tragă mai tare, că nu vrea să vină la suprafață. După cum se zbate, eu cred că e unul destul de frumușel. Să vedem ce diferență este dintre balta asta și balta unde am pescuit ultima dată, unde crapii sunt mai mici și aici de obicei sunt mai mari. Au cel puțin în jur de 3-4 kg, că nu. Agheți unul cam așa are greutatea. Acum mergem dreapta. Tot așa, întoarcem. Oh, băi. Bă, dar ce? Trage, nu se lasă, nu se lasă. Hai, mă, frățări, hai să te vedem. Bun. Încet. Hai, mă. Haide că nu te forțez. Ce vreau e ca să se obosească la elastic singur. După 40 de minute eram aproape să renunț, că n-am crezut că o să mai prindem mai nimica, dar you
atunci iar exact până aici. E aproape nostru acum. Mai pune un pic de presiune pe el. Uite cum se duce iar. La nivelul apei în caz de se rupe. Nu vrea să vină. Aceasta e diferența dintre balta asta și balta pe care am pescuit-o în filmulețul celălalt. Cam, are în jur cam 3 kg, poate un pic mai mult. Și toți cam o mărime asta de obicei.
încetul. Cum se vede, îndoie bățul ca lumea. Hai, mă. Direct în tufe, cum le agăți? Direct în tufele alea vreau să meargă. Cred că am reușit să-l scot acum. S-ar putea să fie un pic mai mare ăsta. Trage ca lumea asta. Uite cum întinde bățul. Uite. Deci, asta am reușit să-l prind pentru că am dat chiar acolo un colț. Era plin de buriene. Am împins un pic burienele cu vârful și numai am lăsat un pic pluta jos. Cum a ajuns fundul, cum a luat-o direct. Deci, practic, trebuie să-i găsești unde stau. Tot am dat, cred că jumătate de oră pe lângă, până când să împing mizeria de acolo, tot am dat pe stânga, dreapta, nici cum nu l-a luat. Cum am pus câmpul în față, cum l-a luat, imediat. S-a dus să obosească. Scurios, e mai mare decât primul sau mai mic? După cum se zbate, s-ar putea să fie un pic mai mare. Fie că se întinde elasticul, cum aduc bățul prea aproape, imediat se întinde de ajunge direct în tufe aici. Secțiunea, pentru că îl întinde și atunci tot bățul se încordează și nu pot să scot secțiunea afară. Hai că dau drumul, nu-ți fac frică. Ce diferență au făcut, pentru că am lăsat exact unde era el, în gaura aia. S-ar putea să fie mai mic. Dar tot e mai mare decât pe balta cealaltă.
avem a doua captură. Destul de frumos, cred că tot la fel are în jur de 2-3 kg.